Era clar că semnul aparținea unei epoci anterioare. Poate că semnul era atât de vechi încât locurile pe care le indica nu mai existau în lumea oamenilor. Noi realități existând acum în locul lor. Dar fundătura există numai în minte, alegere, decizie, lucrurile cele mai stresante dintre toate, responsabilitate, destin. M-am întrebat spre care ar indica semnul, dacă l-aș putea apuca să-l țin fix în mână. Evident, ar putea indica spre oriunde, chiar și spre lună. Și ar fi la pură întâmplare. Un moment mai târziu și actul de observație ar fi dat un răspuns complet diferit. Bună seara! Oh, salut! Unde crezi că te vei duce de aici? Nu știu, e ciudat. Fiind pe o insulă, în siguranță, știi că ești limitat. Spre ce indică semnul, mă întreb? Spre drumul galben către lună, poate? Poate. Dacă l-a pus, se va opri. Hai, apucă-l. N-ai nimic de pierdut dacă încerci. Oriunde se oprește, va fi absolut aleator. Depinde pur și simplu unde se află, din întâmplare, în momentul în care l-apuc. La ce ajută asta atunci când vreau să știu drumul spre undeva? Acum este un pic asemănător cu ceea ce a zis Eisenberg? Știi, Eisenberg, principiul incertitudinii. Există o limită la ceea ce putem ști, pentru că poți privi numai la un singur aspect al unui lucru la un moment dat. Și chiar asta îl schimbă. Actul de a apuca semnul, observându-l dacă vrei, îl face să fie ceva, care înseamnă că nu mai este altceva. Dar apoi, bineînțeles, nu mai este în mișcare. După ce te-ai impus destinul asupra lui, îți pierzi șansa de a învăța tot ce este de știut de la el. Dar cel puțin ai învățat ceva. Bine, Da, dar tot nu văd ceea ce dovedește asta. Ar putea arăta spre oriunde, doar pentru că l-am apucat într-un punct aleatoriu, o jumătate de secundă mai târziu și ar fi arătat spre o altă direcție, complet diferită. Este la fel de bună ca orice direcție. Și dacă stai aici, atunci cu siguranță nu vei ajunge nicăieri. Da, dar indică direcția adevărată? De unde să știu eu? De ce vrei să mergi într-acolo în orice caz? Ai putea sta la fel de bine și aici. Și apoi ai putea spune că ai ajuns deja. E frumos aici. Da, dar n-am ajuns. Trebuie să mă mișc în continuu.